Mergem mai departe, continuă calvarul pentru mii de bucureșteni, mai sunt doar câteva zile până la Revelion, iar locuitorii capitalei ar putea rămâne fără apă caldă și căldură. Numai puțin de 1000 de blocuri din București au probleme în ceea ce privește alimentarea cu agent termic. Noaptea dintre ani va fi petrecută în frig de peste 100.000 de bucureșteni. Asta pentru că Termoenergetica București a anunțat că va opri agentul termic pentru a remedia avariile la conductele de termoficare în mai multe zone. Mai exact, peste 1000 de blocuri din capital ar putea rămâne fără apă caldă și fără căldură chiar de Revelion. Sunt vreo 100.000 de oameni care în momentul de față în București suferă de lipsa apei calde și a căldurii. Ar fi mult mai important să punem accent pe om ca subiect al problemei. Din potrivă, lucrurile degenerează, se pare, și nu numai funcție de vreme. Cu cât se răcește de mai grav, dar pe parcurs apar și alte avarii în zone care nu erau supuse scăderilor de temperatură. În momentul de față, 457 de blocuri prezintă deficiențe în alimentare, în timp ce în 572 a fost sistată apa caldă și căldura. Cele mai afectate zone sunt în sectoarele 3 și 4 ale Bucureștiului. Pentru 61 de blocuri din sectorul 4, agentul termic va fi oprit până mâine. Suntem într-o situație extrem de critică și de gravă și urmează și mai grav decât atât. Vinovăția e sarcina multora, începând cu toți primarii generali ai anilor 2000 până în prezent, cu toți directorii și angajații din primărie, care acolo există un serviciu special pentru a asigura condițiile legale și normale de furnizare și funcționare, ca să nu mai zic de Curtea de Conturi, ca să nu mai zic de Parchetul General, care avea obligația să se sesizeze și să verifice în fiecare an, nu așa din când în când, când e scandal sau o nemulțumire socială, situația sistemului de termoficare. Termoenergetica București livrează apă caldă și căldură către aproximativ 570.000 de apartamente și 4.100 de companii și instituții publice. Principalul furnizor de apă caldă și încălzire se află de ani întregi în colaps, iar lucrările de înlocuire nu sunt deloc simple.